Domnule Cristescu, ați ajuns în Antalya, acolo unde se pregătește Universitatea Craiova. Ați luat deja pulsul echipei. Cum i-ați găsit pe băieți? Ei, ca de fiecare dată îmi face plăcere să vin, mai ales în perioada asta de pregătire, chiar dacă în prima perioadă nu am venit pentru că este mai mult cu specific fizic. În al doilea stagiu, acum când sunt 3 sau 4 jocuri, îmi face plăcere să fiu alături de ei. Să-i încurajez, pentru că este o perioadă foarte grea. Și în primul stagiu de pregătire au fost 3 jocuri amicale pe care le-ați văzut din Craiova. Cum vi s-a părut evoluția băieților în aceste partide? 2 jocuri, unul l-am câștigat, unul l-am pierdut. Mi-a plăcut foarte mult echipa, mai puțin cel de-al doilea, care probabil au fost obosești, cel cu echipa din Austria. Atunci au făcut un joc mai prost. Iar cu Austria, Viena, cred că au făcut un joc foarte bun, cu o echipă foarte bună. Chiar dacă ne-am despărțit de câțiva jucători, eu cred că Universitatea Craiova arată foarte, foarte bine. Foarte bine ca și lot, ca și joc, ca și conducere. Ne dă speranță pentru viitor. Rezultatele din aceste partide amicale pentru moralul jucătorilor, ați fost un fost jucător drept pentru care ar trebui să știți foarte bine. Să știi, contează și nu prea. De obicei, noi am avut perioade în care câștigam toate jocurile de pregătire și în campionat începeam prost. Contează foarte mult cum te pregătești. Cum te pregătești și ce își cere conducerea tehnică să pui în aplicare. Asta contează foarte mult în meciurile amicale. Desigur, fiind o perioadă de acumulări, se pot întâmpla să fie și greșeli și unele foarte, foarte grave, și de poziționare, și de concentrare. Asta este pe seama oboselii. Important este ca să ne pregătim fizic foarte bine și tehnico-tactic. Va fi un nou meci amical contra lui MTK Budapesta. Ce ar trebui să vedem în acest joc? Ce-mi doresc eu să văd de la băieți, nu știu ce-și doresc antrenorii. Eu îmi doresc să văd coeziune între ei, dăruire, și restul știu eu ce au de făcut, pentru că noi avem jucători foarte talentați. Numai că s-au întâmplat să avem anumite sincope, mai ales acum spre sfârșit de meciurile astea care le-am pierdut, spre sfârșit de cum să zic, tur de campionat. Cu turul și returul ar fi play-off, play-out, returul și campionatul regulat. Am avut niște rezultate care nu ne așteptam, sincer, chiar nu ne așteptam. Acum am văzut că sunt mult mai concentrați, mult mai conectați și pentru antrenament și pentru meciuri. Au plecat o serie de jucători, în lot sunt 6 juniori. I-ați urmărit, ați remarcat vreunul dintre ei? Ar putea să debuteze în partea a doua a sezonului la prima echipă? A fost o adevărată tevatură și prima media, pentru că noi nu am venit doar cu 18 jucători, că am venit cu 20. Asta este, joacă 11. Lotul, normal, Universitatea Craiova, cea maximă, au stat în 15 jucători. Noi, când am câștigat campionatul, eram 17-18, nu eram mai mulți. Bineînțeles că mai vin și juniorii pe lângă. Noi avem, cred că, un lot bine închegat, un lot care este cât de cât acoperit pe toate posturile și nu mai avem nevoie. Și am luat din curtea proprie. Avem 5-6 juniori foarte talentați pe care eu văd peste un an, doi, echipa să poată baza pe ei. Credeți că va fi jucătorul surpriză din partea a doua a sezonului? Eu mă aștept în primul rând să fie echipa surpriză. Dar sunt și jucători, n-aș vrea să nominalizez pe niciunul pentru că aș fi nedrept. Mie îmi plac toți jucătorii noștri, îmi plac, pentru că dacă ar fi vreunul care nu îmi place, v-aș și spune. Îmi plac toți jucătorii, avem jucători foarte valoroși, practic în această perioadă de mercato sunt cei mai curtați jucători din țară, de asta noi am fost nemulțumiți de valoarea jucătorilor noștri, perspectiva lor și locul pe care îl ocupăm în clasament. În partea a doua sezonului, din păcate, accederea noastră în play-off tinde către 0. Ne așteptăm astea 3 meciuri care au mai rămas până la sfârșitul campionatului regulat să le câștigăm, iar în partea a doua, probabil în proporție de 90% vom fi în play-out, să nu pierdem niciun joc, pentru că
Noi am demonstrat pe tot parcursul și în campionatul ăsta și în campionatul trecut, pentru că avem cam același lot de jucători. Am demonstrat când suntem concentrați și bine antrenați, suntem foarte greu de învins. Un obiectiv pentru Universitatea Craiova? În condițiile în care vom fi în play-off, în play-out, categoric este un obiectiv. Dar, practic, nu care să ne intereseze foarte mult.